Hrana stricată de la Academia de Poliție, care a intoxicat uh, foarte mulți tineri, uh, generează efecte cu totul și cu totul neașteptate. În primul rând, eu nu mă așteptam, și cred că nici dumneavoastră, ca mai mari uh, școlii de poliție, să dovedească atâta lașitate și să nu recunoască ceea ce s-a întâmplat și să nu facă o anchetă corectă și să nu raporteze la Ministerul de Interne mizeria pe care au patronat după ce au fost numiți acolo preferențial, pe pilă și nu pe merit. În al doilea rând, nu mă așteptam ca domnul Cătălin Predoiu, Ministrul de Interne, să ridice din numeri și să nu aibă nicio reacție în fața acestei Drame a unor tineri de la Academia de Poliție, dar pe de altă parte în fața acestei disoluții a ceea ce înseamnă o Academie de Poliție.